Deși nu au fost valorificate în totalitate în anumite serii, biletele de tratament balnear rămân printre preferințele giurgiuvenilor care doresc să-și petreacă un sejur în stațiunile balneare. Anul 2015 a fost unul bun din punct de vedere al valorificării biletelor de tratament. La sfârșitul lunii august va avea loc plecarea celei de-a 13-a serii, iar cei care doresc să se relaxeze într-un sejur balnear ar trebui să se grăbească, pentru că mai sunt disponibile 409 bilete de tratament împărțite în 6 serii. Aproape 3.000 de giurgiuveni au depus până în prezent la Casa de Pensii Giurgiu cereri pentru obținerea biletelor de tratament balnear. Pentru anul 2015 ne-au fost repartizate 2.646 de bilete. Până la această dată au fost repartizate prin sistem informatic 2.137 de bilete, din care au fost valorificate 1.439 de bilete, cu ceea ce reprezintă un grad de valorificare de 67,33%. Cererile primite până la această dată din partea pensionarilor sunt 2.981 de cereri. Pot beneficia de tratament balnear în condițiile legii persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul public de pensii asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale ce reglementează dreptul la bilete de tratament balnear. În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie. În cazul salariaților care au în luna anterioară celei în care se efectuează repartiția, venitul lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie, cuantumul contribuției este de 50% din prețul biletelor de tratament balnear. Cei al cărui venit lunar depășește salariul mediu brut pe economie achită prețul integral al biletului de tratament balnear.